A fost Kirvai la Lovrin. Cei care au participat la evenimente au fost încântați să trăiască din nou bucuria acestei manifestări culturale. Mă numesc Crețl Rozmita, președinta forumului din Lovrin. Azi pentru noi este o zi importantă pentru a ne aduce din nou la viață tradițiile etniei germane. Manifestarea nu s-a mai desfășurat de mai mult timp, acesta fiind un prilej pentru a scoate în evidență frumusețea evenimentelor de odinioară. Cu această ocazie doresc tuturor participanților și invitaților să petreacă în mod plăcut timpul alături de noi. Primarul comunei Lovrin, Marius Graur, și-a exprimat la rândul lui bucuria faptului că din nou, după zeci de ani, în comuna pe care o cârmuiește, a reînviat acest eveniment, care poartă o însemnătate deosebită pentru comunitatea germană și nu numai din localitatea Lovrin. Și nu mai țin minte exact când a fost ultima dată, dar cred că o singură dată după Revoluție. Pot să vă spun că sunt emoționat, a fost emoționat în momentul în care ne-am întâlnit cu foștii colegi de școală. Pot să spun și Dita pe față, o amintire foarte plăcută din trecut și noi ținem legătura și pe Facebook foarte mult. Dar acum vreau să vă spun că suntem bucuroși că ne aflăm astăzi împreună, cu atât mai mult că în Biserica Catolică, mulțumim Domnului preot ortodox Paul, că este alături de dumneavoastră și am reușit în ultimul timp să vin aceste două biserici prin preoții care avem, care slujesc în localitatea noastră. Programul festiv a conținut, printre multe altele, un bal organizat în căminul cultural din comuna Lovrin.